ziua! Mă numesc Maria Ștefania Boldea, sunt psiholog și psihoterapeut și aș dori să vorbesc câteva minute despre cum putem să ștergem o traumă din subconștientul nostru. Dacă vă confruntați cu o problemă, cu o tulburare psihică sau emoțională și ați încercat tot felul de metode ca să depășiți problema cu care vă confruntați, dar nu ați reușit, este foarte posibil ca problema dumneavoastră să aibă de-a face cu o traumă care este înregistrată undeva în inconștient sau în subconștientul dumneavoastră. De asta este important să mergem la rădăcina problemei și să vedem dacă nu cumva există o suferință care dumneavoastră o aveți undeva în subconștientul dumneavoastră. Și aici v-aș ruga să mergeți în viața dumneavoastră, să faceți o călătorie în timp și să vedeți care sunt acele lucruri care v-au provocat suferință, durere, traumă, cândva. Și pașii care îi voi prezenta mai departe au de-a face cu posibilitatea care o avem de a șterge trauma din inconștientul sau din subconștientul nostru. Sunt câțiva pași foarte importanți care vă rog să vi-i notați undeva ca să puteți mai târziu să îi și parcurgeți. Și primul lucru, primul pas foarte important ca să ștergem o traumă din subconștientul nostru este regăsirea trecutului. Sunt foarte mulți oameni care consideră trecutul ca fiind ceva șters, prin simplu fapt că aparține unei perioade de timp de care nu ne mai amintim sau nu mai vrem să ne amintim. Dar nu este atât de simplu. În subconștientul nostru nu există timp. Lucruri care le-am trăit cândva, ca durere, ca suferință, ca frică, ca și furie, toate aceste lucruri, dacă nu le-am integrat sănătos și corect, dacă nu ne-am împăcat cu situația, ele toate sunt înregistrate undeva în subconștientul nostru sub formă de tensiuni, sub formă de pulsiuni care la un moment dat vor ieși la suprafață sub formă de stări care nu au o explicație logică. Dacă vi s-a întâmplat în prezent să reacționați ciudat la o întâmplare aparent banală și firească și totuși dumneavoastră să aveți niște porniri care nu le înțelegeți și care nu au o explicație logică, este foarte posibil ca impulsul dumneavoastră sau trăirea, starea respectivă să aibă de-a face cu ceva care a trăit cu mult timp în urmă. În subconștientul nostru nu există timp, nu există logică. Acolo sunt doar pulsiuni, trăiri, emoții care ne-am trăit cu mult timp în urmă. De asta primul pas foarte important este să ne întoarcem în trecut, să vedem ce am suferit cândva. Și aici vă rog să vă analizați propria viață. Sunt anumite perioade de timp, anumite întâmplări, situații de care nu vă face plăcere să vă amintiți, de care nu vă face plăcere să vorbiți, pentru că dacă vă amintiți de ele, simțiți disconfort, simțiți o senzație de neplăcere sau suferință. Dacă acest lucru se întâmplă, este dovada că acel lucru este nevindecat. Fiind nevindecat, lucrează asupra planului dumneavoastră psihic într-un mod nociv. Este ca și cum ați avea substanțe radioactive undeva în psihicul dumneavoastră. Nu există ca aceste lucruri înmagazinate să nu producă efecte nocive, efecte negative în timp. Deci primul pas, faceți o călătorie în trecutul dumneavoastră și notați-vă situații, întâmplări, evenimente, persoane care v-au dăunat, care v-au produs suferință, conflict, tensiune, durere, cândva, care v-au produs frică, care v-au produs o stare de disconfort din punct de vedere psihic. Și notați aceste evenimente, indiferent că au avut loc la vârsta de 3 ani sau la 30 de ani, fie că au avut loc când erați copil sau adolescent sau tânăr, important este să notați acele lucruri care v-au produs cândva o stare de disconfort psihic.
Mergem la punctul 2. Exprimarea în cuvinte a ceea ce s-a întâmplat. E foarte important să punem în cuvinte, să exprimăm verbal ceea ce s-a întâmplat cândva. Iar acest lucru să aibă loc undeva în forul nostru interior. Trebuie să punem în cuvinte lucrurile așa cum au fost. Să spunem lucrurilor pe nume. Să exprimăm exact ce s-a întâmplat. Cine a fost prezent în acel eveniment. Fiecare persoană care a fost implicată, ce anume a făcut cu ceva dăunat și care a fost, de fapt, acțiunea care a avut loc în acel eveniment. Mergem la punctul 3. Exprimă indignarea, furia, confruntă persoana. Toată furia care am trăit-o cândva, toată durerea, toată indignarea care am trăit-o cândva, mânia, frica, trebuie exprimate. Câtă vreme ele rămân înăuntru nostru, sunt, așa cum am spus, ca niște deșeuri radioactive. Ele trebuie scoase în afară. Și atunci aveți posibilitatea, poate, fie în gândul dumneavoastră, fie exprimând verbal, fie pur și simplu scriind pe o foaie de hârtie. Este foarte important să exprimați furia. Și aici vă puteți folosi, de exemplu, de o foaie de hârtie și de un creon. Sau puteți pur și simplu să confruntați acea persoană printr-un dialog imaginar, ca și când acea persoană ar fi undeva în fața dumneavoastră și vorbiți cu ea spunându-i toată indignarea care a trăit-o, toată durerea sau suferința care a trăit-o cândva. Ceea ce aveți de făcut la acest punct 3 este să exprimați acelei persoane lucrurile care nu le-ați exprimat la vremea respectivă. Să exprimați durerea și suferința dumneavoastră. Este un pas peste care nu se poate sări. Persoana respectivă poate că nici nu mai trăiește astăzi. Nu contează. Ea va trăi în amintirea dumneavoastră. Ea va trăi undeva acolo, în planul dumneavoastră interior. Acolo va avea loc această confruntare, acest dialog, această discuție sinceră și deschisă în care îi veți spune exact ce trebuia să-i fi spus atunci și poate n-ați făcut-o. Mergem la pasul 4. În ce fel te-a schimbat acel eveniment? De obicei, noi când trecem printr-o situație dramatică, rămânem marcați. Învățăm ceva din acea situație, care nu neapărat este ceva pozitiv pe termen lung. Învățăm să trăim în teamă. Învățăm să ne blocăm ca să fim protejați. Și în felul ăsta ajungem să fim constrânși de propria noastră mentalitate. Astfel, trăirile care noi le-am avut cândva ajung să ne blocheze manifestarea. Nu mai avem libertate în exprimare, în relații, nu mai avem libertatea a încerca lucruri noi, nu mai avem inițiativă, bucurie, încredere, pentru că lucrurile care le-am trăit cândva au ajuns să blocheze psihicul nostru și să ne îngrădească exact ca și un gard, astfel încât să nu ne putem dezvolta la adevărata noastră potențialitate. E foarte important să vă dați seama acel eveniment, în ce fel v-a marcat, ce credințe a produs undeva în psihicul dumneavoastră, ce convingeri v-a implementat acel eveniment. Și astfel de convingeri pot suna ceva de genul niciodată. Niciodată nu voi avea încredere în oameni, niciodată nu voi avea încredere în femei sau în bărbați. Niciodată nu voi mai permite ca să mi se întâmple un anumit lucru. Niciodată nu voi mai fi sigur sau niciodată nu voi mai fi atât de tare legat de cineva. Niciodată nu voi mai ajunge în situația X sau nu voi mai face cu tare lucru. Acele lucruri erau valabile pentru situația respectivă. Astăzi sunteți în cu totul altă situație și totuși trăiți conform cu vechile credințe, vechile convingeri care au fost implementate undeva în mintea dumneavoastră în acea perioadă de timp. E foarte important să identificați în ce fel acea situație v-a afectat psihicul, v-a afectat stilul de viață, v-a afectat convingerile care le aveți, fie față de propria persoană, fie față de viitor sau față de lumea în care trăim. Mergem mai departe la punctul 5. Foarte important, după ce am identificat toate lucrurile, în ce fel ne-au marcat și ce anume s-a întâmplat, mergem la punctul 5, în care, într-un mod conștient, alegem să iertăm omul care ne-a greșit. Este o alegere. Nu așteptăm până când vom simți că putem ierta. E posibil ca acest lucru să nu se întâmple niciodată.
Și atunci pur și simplu facem un pas înainte, prin faptul că luăm hotărârea să iertăm. Nu pentru că am găsit vreo scuză la acele persoane, nu pentru că considerăm că merită să fie iertat. Iertăm pentru că noi merităm să fim liberi. Merităm să fim împăcați și fericiți. Merităm să fim sănătoși. Merităm să ne bucurăm de viață. Și pentru că noi merităm să fim bine, luăm hotărârea să iertăm pe acel om sau pe acei oameni pentru orice lucru care ne-au greșit. Iar această iertare este un proces care are loc în detaliu. Nu iertăm la modul general, iertăm în detaliu pentru fiecare aspect, pentru fiecare lucru care ne-a deranjat cândva și care s-a întâmplat cândva. Luăm hotărârea să iertăm. La capitolul iertare mai este și un alt pas. Cere iertare. Este posibil ca și noi să fi greșit cu ceva? Este posibil ca și noi să ne fi adus contribuția cu ceva la toată situația? Poate că și noi ne-am răzbunat, poate că și noi am contribuit cu ceva lezând persoana respectivă. Și e important să identificăm acest lucru și dacă acest lucru s-a întâmplat, dacă și noi ne simțim vinovați pentru ceva, atunci cerem iertare acelei persoane și spunem faptul că ne dorim să fim iertați. Tot aici mai este un al treilea subpunct, iartă-te pe tine. Dacă dumneavoastră ați contribuit cu ceva la toată acea situație, poate prin lipsă de responsabilitate, poate prin neatenție, este important să vă iertați și să luați această decizie de a vă ierta pentru orice slăbiciune, neatenție, iresponsabilitate sau pentru orice lucru care considerați într-un fel sau altul că ați greșit la vremea respectivă. Mergem mai departe. Punctul 6. Cere lui Dumnezeu să vindece inima ta și să te ajute să ierți. Undeva în interiorul nostru au fost niște emoții vătămate, au fost niște trăiri vătămate, au fost părți din sufletul nostru vătămate datorită acelei traume. Dumnezeu are puterea de a vindeca inima omului prin decizia omului de a ierta și prin faptul că acel om cere ajutor. Și nu există om care să ceară ajutor și să nu primească. Nu există om care să facă pași înainte în a-și vindeca sufletul și să nu fie ajutat de Dumnezeu dacă cere acest ajutor cu credință și cu siguranța că este ascultat. Mergem la pasul 7. Alege să eliberezi persoana de vină, de așteptări, de pretenții. Acceptă-l pe celălalt așa cum este. Aici, la fel, are de-a face cu o decizie care o luăm. Este decizia noastră să-l eliberăm de orice vină pe acel om. Să refuzăm să-l mai condamnăm sau să-l mai criticăm pentru ceva. Este decizia noastră de a renunța să mai așteptăm ceva din partea acelei persoane. Este decizia noastră de a renunța să mai avem pretenții de la acea persoană. Este decizia noastră de a accepta pe acel om așa cum este. Repet, nu pentru că el merită, ci pentru că noi merităm să trăim viața noastră mai departe liniștiți, împăcați, fericiți și liberi cu adevărat. Mergem mai departe la pasul 8. Renunță la rolul de victimă, salvator sau călău. Sunt trei roluri care sunt dinamice. O persoană care la un moment dat a fost victimă, la un moment dat ajunge salvator. La fel de bine poate să ajungă călău. La un moment dat ne simțim pe noi ca fiind neajutorați, ca fiind cei care am pierdut, ca fiind cei care suntem în pagubă. Am ieșit în pagubă dintr-un eveniment anume. Atunci se trezește în noi dorința de a persecuta, de a ne răzbuna, de a lovi în celălalt, ca să simtă și el ceea ce noi am simțit. Și atunci ne transformăm în călău. Din rolul de victimă trecem în rolul de călău. La fel de bine putem fi salvatori. Considerăm omul respectiv sau noi înșine sau altcineva, vedem oamenii ca fiind neputincioși, slabi, sau ne vedem pe noi ca fiind neputincioși, slabi. Și atunci e important să renunțăm inclusiv la rolul de salvator.
Nu este rolul nostru să salvăm pe nimeni, să corectăm pe nimeni, să îndreptăm pe nimeni. Rolul nostru este să avem grijă de propria persoană. De asta este foarte important să ieșim și din rolul de victimă, nu suntem victima nimănui, să ieșim și din rolul de salvator, nu trebuie să salvăm pe nimeni, să ieșim și din rolul de călău, nu trebuie să ne răzbunăm pe nimeni. Pentru că oricare din aceste roluri arată despre noi înșine că nu avem încredere. Nu avem încredere în propria persoană și nu avem încredere în oameni din jurul nostru. Iar o viață marcată de neîncredere este o viață care niciodată nu poate aduce satisfacție și împlinire persoanei. De asta este foarte important să identificăm în momentul de față în care din aceste roluri ne aflăm. Suntem victimele cuiva? Suntem salvatorii cuiva? Suntem călău? Vrem să pedepsim pe cineva? În oricare din aceste roluri ne-am aflat, suntem pe o poziție de inferioritate. Suntem pe o poziție de slăbiciune și neputință. Este foarte important să ieșim din aceste roluri și să stăm pe picioarele noastre, să avem grijă de propria persoană, să avem grijă de sănătatea noastră, de echilibrul nostru interior și de cât de bine ne merge. Mai puțin, să avem grijă altora. Pentru că dacă focusul nostru este în grădina altuia, nu mai avem timp să facem curat în grădina noastră. Și atunci este o pierdere, inclusiv pentru persoana respectivă, dar mai ales pentru noi. Mergem mai departe la punctul 9. Recadrează evenimentul, găsește partea bună a situației și alege credințe noi. Ce înseamnă să găsești partea bună într-o traumă? Cu siguranță, din orice întâmplare, indiferent cât de dramatică a fost, putem învăța ceva bun. Putem ieși de acolo mult mai puternici, mult mai inteligenți, mult mai înțelepți, mult mai capabili să facem față provocărilor vieții, dacă și numai dacă. Acel eveniment îl integrăm în interiorul nostru într-un mod sănătos, îi dăm un sens, vedem că până la urmă a lucrat spre binele nostru. În acest fel, trauma nu mai este pentru noi o sursă de stres, ci dimpotrivă ne dă puterea de a merge mai departe. Gunoiul se transformă în îngrășământ, pierderea se transformă în câștig. În felul acesta, viața noastră ajunge să fie o binecuvântare. Alege credințe noi. Ce înseamnă asta? Dacă ne uităm în urmă, vom vedea că la un anumit moment exista acel pas, vezi în ce fel te-a afectat. Trauma. Acolo găsim niște credințe care ni le-am notat. Acum, acele credințe limitative, restrictive, le schimbăm. Alegem credințe noi. Alegem convingeri noi, care ne dau voie să trăim la potențialul nostru interior, care ne dau voie de data asta să ne dezvoltăm, să creștem, să încercăm lucruri noi și să ne depășim granițele. Aceste noi convingeri și credințe le scriem, le citim și le acceptăm ca fiind adevărul despre noi. Mergem la punctul 10. Mulțumește-i persoanei pentru ceea ce te-a învățat bun. Mulțumește-i pentru ceea ce ți-a dăruit bun. Mulțumește-i pentru rolul care l-a jucat în viața ta. Mulțumește-i pentru ceea ce ai obținut din acea experiență. Dorește-i tot ce poate fi mai bun. Foarte important. Dorește binele celui care ți-a fost cândva vrăjmaș. În felul acesta, acel om îți devine prieten. Chiar dacă nu vorbești cu el, el devine prieten în planul tău interior. Și este foarte important acest lucru. Dacă este cazul, i-ați rămas bun de la acea persoană. Sunt oameni cu care nu ne vom mai întâlni niciodată și e normal să fie așa. Dar în interiorul nostru, în forul nostru interior, ne luăm rămas bun. Ne dăm mâna, suntem prieteni, nu mai păstrăm ură, nu mai păstrăm furie și amărăciune, renunțăm la toate aceste emoții destructive. Și avem libertatea de a da mâna cu acel om. Avem libertatea de a ne lua rămas bun și de a-i dori tot ceea ce e mai bun, atât lui cât și nouă înșine. În felul acesta, o traumă își pierde puterea negativă asupra noastră și devine o binecuvântare. Vă doresc mult succes!